Polițistul anului 2007 în România a fost reținut în această dimineață de procurorii DIICOT. Comisarul șef Traian Berbeceanu, șeful biroului de combatere a criminalității organizate ALBA, este acuzat că ar conduce propria rețea de crimă organizată. Într-un document obținut în exclusivitate de reporterii Observator, Berbeceanu susține că ar fi victima unei înscenări coordonate de procurori ai DIICOT și ofițeri ai serviciilor de informații. Haideți, vă rog. Nu m-am fi fost cea mai mare murșărie la care ați fost. Ce se întâmplă? Vă rugăm frumos. Haideți, vă dau detalii mai târziu. Șeful ofițerilor de la crimă organizată ALBA a fost săltat de mascați, iar casa i-a fost percheziționată. Ofițerul care trebuia să coordoneze combaterea celor mai periculoase grupări de crimă organizată ar fi fost, de fapt, hârtița care îi anunța pe infractori când se fac perchezițiile. Conform procurorilor, comisarul șef le-ar fi dat evazioniștilor informații despre dosarele DIICOT și ar fi învățat cum să scape de anchetă, iar fi atenționat chiar și când și cum să vorbească la telefon. Așa cum mă știți, de ani de zile sunt un polițist, este care s-a făcut datorii. Șeful BCCO susține că e victima unei conspirații. Detaliile au fost scrise de comisarul șef Berbeceanu într-un document pe care l-a lăsat unei persoane de încredere. În păstrare, în caz că îi se întâmplă ceva rău. Asupra mea și a echipei pe care o conduc se desfășoară o acțiune mărșavă de mari proporții, organizată și coordonată de procurori ai DIICOT și ofițeri ai serviciilor de informații. Persoane pe care de-a lungul timpului le-am cercetat în stare de respectiv infracțiuni deosebit de grave, persoane care au societăți comerciale care au dosare penale și sunt forțați să depună denunțuri calumnioase împotriva mea și ofițerilor mei și, bineînțeles, sprijiniți de structura statului care lucrează împotriva noastră. În scrisoare adresată colegilor de la brigadă, Berbeceanu a desemnat polițistul anului în 2007, dă amănunte despre cazuri și personaje de la care i s-ar trage acuzațiile. Au continuat acțiunile denigratoare și am aflat de la avocați din Deva că de foarte multe ori îl scoteau pe din arest și încercau să-l determine să declare mincinos că se afla în legătură cu mine și că i-am furnizat informații. Procurorii spun că au dovezi că șeful BCCO ALBA făcea parte dintr-o rețea evazionistă care ar fi fraudat milioane prin comerț ilicit cu produse petroliere. Întreaga afacere ar fi început în urmă cu 10 ani. În declarația de avere a șefului brigăzii de combatere a criminalității, nimic n-ar da de bănuit. Situația lui Berbeceanu pare cea a unui bugetar cinstit, cu credite la bancă. Însă comisarul șef i-a acuzat că ar fi luat parte la fraude ce depășesc 7 milioane de lei. În dosarul care îl acuză pe șeful BCCO ar mai fi implicați 2 polițiști și mai mulți oameni de afaceri, dar și viceprimarul Devei. Cei care au făcut mărșăvile astea au să plătească cu mărșile sau...